Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. Eu, personal de 15 ani, am nădăjduit să ajung un moment în care liberalii se poată spune că e președintele meu. Sigur, e președintele tuturor românilor și a subliniat-o foarte bine Klaus Iohannis, dar o părticică din președinte am și eu. La succesul lui am contribuit și eu, a fost partenerul meu, eu am fost partenerul lui, am construit împreună. Noi de prim-ministru nu putem pune, deci, ajunge în Dubai, că un prim-ministru ajunge în Australia, ajunge în Dubai, în Noua Zeelandă, dacă trebuie în Groenlanda, până la urmă, că dacă este la Dubai. Evident că părerea, sau mă rog, mesajul pe care îl transmit fiind în această alianță electorală, este cel înspre candidatul alianței electorale PSD-UNPR-PC. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează, cu Gheorghe Paul Stanislaw. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Vă mulțumim pentru fidelitatea cu care ne urmăriți. Despre municipiul Sighetu Marmației și despre ședința de Consiliu Local de ieri pe care ați putut urmări începând cu ora 17, ieri vorbim în cadrul emisiunii Sighetul de azi cu invitații mei din această seară, proaspăta consilier PNL, doamna Rita Roiș, bună seara! Bună seara! Și Vasile Mih, consilier PNL, bună seara! Bună seara! Ieri o ședință foarte interesantă, cel puțin din punct de vedere al presei, aș putea spune. Mai bine de o jumătate de oră au existat discuții și dezbateri pe tema comisiilor din Consiliul Local, pe tema ocupării acestor comisii, dar am să încep în primul rând prin a felicita pentru noua funcție, doamna Rita Loiș, și să vă întreb, am văzut ieri erați deosebit de emoționată, dar bănesc că e întotdeauna un astfel de moment, unul emoționant, că dacă e prima oară în viață, ceilalți consilieri locali care au deja experiență nu se emoționează foarte repede, mai mult se ceartă, asta e o anotare de a presei. Aș vrea în primul rând să vă întreb, pe lângă emoții, ce ați simțit ieri în Consiliul Local și mai ales dacă atunci când ați, hai să spunem, candidat pe lista respectiv, v-ați gândit că o să ajungeți cândva și consilier local, având în vedere că poziția pe lista este undeva mai către final. Deci, sincer, trebuie să recunosc că emoțiile au fost foarte mari, având în vedere că este pentru prima dată că fac parte din Consiliul Local. M-am gândit în momentul când am depus jurământul că, într-adevăr, este o provocare foarte mare pentru mine, la care sper să fac față, să nu dezamăgesc nici cetățenii acestui municipiu, dar nici colegii din Consiliul Local. Sper să reușesc. V-ați gândit vreodată că o să ajungeți consilier local? Adică, nu. De obicei, lista fiind foarte lungă și nu intră chiar toți pe lista respectivă, nu te gândești că vei și ajunge? Da, aveți dreptate. Sincer, nu m-am gândit, având în vedere poziția mea de pe listă, nu m-am gândit că voi ajunge consilier local, dar dacă... Vă întreabă un telespectator care e pe fază dacă știți ce lege reglementează statutul consilierului local. Legea administrației publice 215/2001. Da, aș vrea să continuăm puțin discuția de astăzi privitor la hotărârile de Consiliu Local care au fost adoptate ieri, numai puțin de 4 la număr de pe ordinea de zi, 5 cu cea în care ați fost și noastră validată. Înțeleg că faceți parte prin faptul că și-a dat demisia consilierul Vlașin de la Comisia de Buget Finanțe și din Consiliul Local, automat dumneavoastră ați intrat la această Comisie de Buget Finanțe. E una care, înțeleg că se dezbat foarte multe probleme, nu puține, și cele care se referă la bani întotdeauna suscită foarte multe, să spun așa, dezbateri. E o comisie grea. Noastră, ce studii aveți? Am studii în administrație publică. Am înțeles. Deci asta înseamnă că se apropie de ceea ce înseamnă Comisie Buget Finanțe. Domnule Vasile Mih, tot așa ca și introducere, până când vă întreb de cum s-a votat și ce părere aveți despre unele, să spunem, proiecte de hotărâre,
Sunteți la PNL și dumneavoastră, aveți un grup al PNL-ului, adevărat, minoritar, să spunem, parțial în Consiliul Local, dar cu foarte multe femei, nu mai puțin de 5, mai sunteți parcă 3 bărbați, nu, la PNL. Exact. Dumneavoastră, domnul Tomșa și domnul, scap acum numele, Mihalca, da? Domnul Mihalca, da. 3-5 este raportul de, să spunem, pe sexe în Consiliul Local din partea PNL-ului. E o situație comodă sau incomodă, ca să fac o comparație? Nu, am întrebat colegii mei, pentru că în momentul în care ești într-o echipă și ești preocupat de politică și de administrație, cred că contează mai puțin sexul celui care muncește în acea echipă. Contează doar să muncească și să fie implicat. Deși aș putea spune că în Consiliul Local eu consider că femeile aduc o notă de echilibru, prin faptul că în mod sigur bărbații de acolo mai pătimași sunt un pic mai timorați, mai controlați la ceea ce au de spus, la exprimare, la comportament. Nu ar fi, din punctul meu de vedere, deloc bine să avem un Consiliu Local format doar din bărbați. Faptul că noi la PNL am ajuns să avem 5 femei arată faptul că avem o organizație de femei puternică, arată faptul că femeile pot să facă politică și cred eu că pot să facă politică foarte, foarte bine. Și probabil că poate fi și o provocare pentru restul bărbaților din PNL, care să demonstreze pe mai târziu că se pot și ei la fel de mult cât pot femeile din PNL. Acum, dacă ați adus aminte de organizația de femei, aș vrea să vă întreb, doamna consilier Italoiș, bănesc că proveniți din cadrul organizației, ce funcție aveți acolo? Bineînțeles, sunt membră în biroul Organizației Femeilor Liberale SIGET și totodată în biroul permanent al Organizației Femeilor Liberale Maramureș dețin funcția de secretar general adjunct. Da, asta înseamnă că e o organizație în care există, să spun așa, o activitate intensă. N-am să vă întreb despre rolul femei în politică, având în vedere că președintele PNL la nivel național este o femeie. Cred că semnalul s-a prins foarte bine. Nu știu, la Sighetul Marmației nu cred că există nicio organizație de femei a vreunui partid care să fie activă în momentul de față și care să, de pe urma căreia să vezi acțiuni care să conteze nu neapărat politic și social. Femeile au o plecare specială înspre social și înspre acțiunile caritabile și înspre acțiunile care să încerce rezolvarea unor probleme ale minorităților, ale copiilor, ale familiei. Uite, avem de pildă cei 50 de ani de căsnicie sărbătoriți de către organizația PNL Sighetul Marmației, dar care este în mare parte gestionată de către Organizația Femeilor Liberale. Am avut săptămânile trecute o sesiune de training pentru femeile liberale din întreg județul privind comunicarea. Avem de 1 iunie, de Crăciun, acțiuni caritabile care sunt gestionate tot de către Organizația Femeilor Liberale. Eu nu știu să existe poate nici în județul Maramureș sau chiar, nu știu, la nivel de țară, nu am informații atât de vaste, dar la nivel de județul Maramureș și o organizație politică de femei care să fie atât de activă și atât de implicată în viața societății sau a comunității. Bun, vă propun să lămurim puțin și situația care s-a creat la începutul ședinței privind componența comisiilor din cadrul Consiliului Local. Înțeleg că au existat discuții privitor la care, unde ar trebui să își regăsească locul în cadrul comisiilor respective. Intenționați la o altă ședință să schimbați, să propuneți schimbarea componenței comisiilor din cadrul Consiliului Local? N-aș putea să vă spun în momentul de față.
Eu cred că, așa cum am exprimat și în Consiliu, în ședința de Consiliu, acea hotărâre de Consiliu prin care se rezolvă două probleme, mai precis aceea că se validează un consilier local și se și atribuie acelui consilier local un loc vacant într-o comisie a Consiliului Local. Legea spune că fiecare consilier local este dator să facă parte din cel puțin o comisie. La Sighetu Marmației sunt 5 comisii, una dintre ele fiind Comisia de Buget Finanțe, așa îi spunem, are o denumire mai lungă. Locul s-a vacantat prin plecarea domnului Sorin Vlașin, care a fost liderul consilierilor și este președintele Partidului Social-Democrat la Sighetu Marmației. Locul s-a vacantat, a fost un lucru logic, ca să zic așa, fiecare consilier are o experiență de, iată, aproape 3 ani în gestionarea sau în funcționarea unei comisii, nu văd de ce am schimbat foarte mult lucrurile. Dar am înțeles că cei de la PSD au avut probleme și am văzut și ședința de Consiliu trecut, domnul Sas și-a arătat o nemulțumire puțin fundamentată relativ la funcționarea Comisiei de Buget Finanțe și la unele rapoarte pe care trebuia să le facă directorul Societății de Gospodărire Urbană și și-a dat demisie pe care a confirmat-o și în cadrul ședinței de Consiliu Local de acum. Da, asta înseamnă că dacă și-a dat demisia din Comisia de Buget Finanțe, va trebui să intre la o altă comisie, dar în același timp ar trebui și cineva de la altă comisie să accepte să intre în cea de Buget Finanțe. Sau va putea să meargă într-o altă comisie unde să mărim numărul de membri ai comisiei respective și să rămână acolo și Comisia de Buget Finanțe să funcționeze cu 4 membri foarte bine, oricum președintele de comisie are ultimul cuvânt de spus în momentul în care se ajunge la paritate de voturi. Nu știu, depinde foarte mult de opțiunea celor de la PSD, pentru că eu trebuie să spun că la această ședință de Consiliu Local, deși nu credeam că se va întâmpla lucrul ăsta, dânși au un viceprimar, au un lider de grup în persoana domnului viceprimar acolo, și cu toții sunt niște oameni, zic eu, puternici, am simțit oarecare stare de lipsă de siguranță din partea lor, în mod special în modul în care au aruncat sau nu au aruncat, poate că este un pic impropriu și forțat spus, au făcut propunerea de modificare a comisiilor. A fost așa, o propunere, zic eu, gratuită pe o hotărâre de Consiliu care presupun că nici măcar nu a fost citită. Să nu vreau să zic că a fost un ordin de partid, tu te duci acolo și propui pe cutare. A fost propusă doamna Bereș să facă parte din Comisia de Buget Finanțe fără să existe nici măcar nu făcea obiectul unei hotărâri de Consiliu, modificarea componenței comisiilor. Toată lumea a citit acea hotărâre de Consiliu Local, a avut-o în față. Trebuiau ridicate două degete la început și spus foarte simplu, domnule, nu suntem de acord cu cele două articole să apară într-o singură hotărâre de Consiliu și hai să validăm și apoi să vedem că noi avem o discuție de purtat. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, dânși au făcut o propunere pur și simplu care nu și-avea rostul locul și n-avea nicio logică la momentul respectiv și după toată povestea asta, după ce aș putea spune că pe surse domnul Sas a spus că nu se mai retrage din Comisia de Buget Finanțe. Da, bun, până la urmă dânsul a confirmat în ședință că se retrage din Comisia de Buget Finanțe. Așa că, probabil că pentru următoarea ședință ordinară a Consiliului Local vom avea în prealabil o discuție și s-ar putea să se producă o reașezare a consilierilor locali în acele comisii. Da, există comisii doar cu 3 membri? Există comisii doar cu 3 membri. Este care ar fi acestea? Comisia de
M-ați încuiat aici Comisia de Cultură, Comisia de Juridică și Comisia de... Da, la Comisia Juridică, domnul Sas, ar fi, să spun așa, perfect, că dânsul prin informație este avocat. Asta înseamnă că în Comisia Juridică era și cea mai importantă, fiindcă au fost deseori discuții pe teme juridice care au încurcat un pic aș vrea să spun că era foarte ok din partea domniei sale dacă și-a declarat nemulțumirea și a considerat că nu își regăsește utilitate în cadrul Comisiei de Buget, să facă și o declarație de intenție referitor la ce comisie ar dori să facă parte data trecută. Chiar și acum presupun că ar trebui să existe o cerere din partea lui pentru o anumită comisie. Așa mi se pare normal, pentru că la început, când am intrat fiecare în comisie, așa s-a întâmplat. Dar e obligatoriu ca fiecare consilier local să facă parte să facă parte cel puțin dintr-o comisie a consiliului local. Da, prin asta justifică munca. Da, s-a discutat la un moment dat și de situația aceasta, că mai există sau nu mai există USL, este sau nu există o colaborare. Până la urmă, înțeleg, de cel puțin declarativ, de cele mai multe ori, consilierii locali se duc în consiliul local și când îi întreabă presa sau altcineva cum ați votat, de ce ați votat într-un fel sau altul, se spune am votat pentru binele comunității. Mai contează dacă au fost aleși consilierii pe o anumită listă, cum a fost cazul acesta al USL-ului, sau pe lista PPDD-ului, sau a PC-ului, sau a PDL-ului, sau de, mă rog, la UDMR e treaba clară, acolo nu se schimbă niciodată lucrurile, cel puțin în ultimii 20 de ani, dar toată lumea merge declarativ acolo și spune eu votez pentru binele comunității, nu contează, nu votez cum îmi spune partidul. Există în continuare dilema aceasta, cel puțin asta s-a observat în ședința de ieri, că s-a discutat despre defuncta USL, cum îi se mai spune pe surse. Eu cred că afirmația respectivă nu și avea loc în Consiliul Local. În mod normal, un consilier local, atâta vreme cât este în comisiile Consiliului Local, atâta vreme cât se ocupă de activitatea și de bunul mers al urbei, al comunității, al lucrurilor în comunitate, ar trebui să țină mai puțin cont de culoarea politică pe care o are, deși nu va putea niciodată să nege crezul politic și opțiunile lui vor fi de dreapta sau de stânga. Vor fi liberale sau vor fi social-democrate sau, mă rog, vor apăra o anumită etnie. Nu avea rost o asemenea discuție. În mod normal, așa ar trebui să se întâmple și așa s-a întâmplat până acum, atâta vreme cât n-ați prea avut spectacol în ședințele Consiliului Local Sighetul Marmației. Asta datorită faptului că în comisiile Consiliului, în majoritatea situațiilor, s-au luat hotărâri în unanimitate, de comun acord. Nu a fost vorba de vot care să marcheze o poziționare pe poziții adverse ale consilierilor. N-am avut de-a face cu hotărâri de Consiliul Local foarte multe sau n-am avut de-a face cu avizări în ședințele de comisii în care lucrurile să nu fie discutate, în așa fel încât toată lumea să fie convinsă că acea hotărârea de Consiliul Local este bună și este necesară comunității. La fel cum unele hotărâri de Consiliul Local au fost retrase și n-au mai intrat taman pentru că n-a fost momentul și am considerat că nu trebuie să le discutăm sau trebuie să le amânăm. Sau, pe de altă parte, avizul comisiei înțeleg că este doar consultativ. Avizul comisiei este consultativ. Nu am avut nici foarte multe cazuri în care consilierii să se răzgândească de la ceea ce au spus în comisie până la momentul votului. Asta înseamnă încă o dată că până acum ne-am făcut treaba din punct de vedere administrativ. Eu sper că de acum încolo, deși suntem la un pic mai mult de un an de noile alegeri, să nu politizăm activitatea din Consiliul Local și să ne vedem în continuare de partea de administrație. Politică se poate face la sediul partidului și se va face în campanie electorală,
se poate face activitate politică. Iată, discutam adineauri despre acțiuni politice ale unei organizații de partid care se poate face vizibilă în felul ăsta. Aici ar trebui să fim preocupați despre bunul mers al comunității. Da, ne presează regia, o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Promoțiile primăverii ajung prima dată la magazin Onyx, centru de colorare al firmei Polyclor. Îți dorești o împrospătare? Îți oferim la cele mai bune prețuri vopsele de interior și exterior, lacul, coloranți, diluanți, gleduri, ciment, polistiren, colțare și plasă fibră pentru izolații, precum și tencuiale decorativă într-o gamă diversificată de nuanțe. Știm că îți place să-ți admiri curtea frumoasă, te ajutăm și în acest domeniu. Vindem folie pentru solar cu protecție UV albă, neagră și folie pentru căpșuni cu lățimi de 2, 4, 6, 8 și 12 metri. Găleți ghivece, articole și unelte de grădinărit, scări metalice și butoaie de toate dimensiunile. Dacă te gândești și la curățenie, tot magazinul Onyx este soluția. Avem produse de curățenie pentru orice încăperi sau suprafețe. Magazin Onyx, prin Dom Plaserele, Sighetul Marmației, strada Gheorghe Doja, lângă sensul giratoriu. E nou, e pentru tine, e pentru casa ta, e magazinul Deco. Comercializăm o gamă largă de covoare și alte articole pentru casă, pături, perne, lenjerii de pat, perdele. Din magazinul nostru poți oferi camerei copilului atmosfera mult dorită de micuți, prin articolele speciale dedicate copiilor. Designul modern și calitatea impecabilă a produselor noastre sunt cele care fac diferența. Vino să te convingi! Avem prețuri pentru toate buzunarele, la întreaga gamă de produse. Ne găsești în Sighetul Marmației, zona B, la parterul blocului 1. Deco, magazinul tău de covoare și decorațiuni. Cel mai important simț al omului este vederea. Luna femeilor și pragul primăverii vine cu o reducere de 50% la a doua pereche de ochelari, lentile oftalmologice de calitate sau speciale de calculator, cele mai bune și performante pentru toate categoriile de vârstă. Pentru adulți dorim să găsim împreună soluția pentru a avea o calitate de viață fără disconfort ocular, ochi obosiți și dureri de cap. Opticrina. Ne găsesc zilnic în Sighet, strada Ioan Mihali de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752-883-586. Și nu uita, Opticrina are grijă de ochii tăi. Red Cafe, o cafenea elegantă în Sighetul Marmației. Te așteptăm zilnic pentru a savura la noi o cafea deosebită sau o băutură rafinată și gustoasă. La Red Cafe poți urmări diferite evenimente sportive pe videoproiector, la o bere rece și spumoasă. Localul nostru poate fi rezervat pentru diverse evenimente personale, majorate sau petreceri private. Red Cafe, zona Bic, lângă sensul giratoriu. Farmacia Verde din Sighetul Marmației vă prezintă gama Regenerol. Regenerol Cosmetic este deosebit de util în acnea juvenilă, petele de sarcină și riduri. Regenerol Gingival. Foarte util în gingivite, parodontoză, retrageri gingivale, pus în practică la Denta Bodnar SRL. Telefon 0743950415. Utilizat în clinici de renume din țară și din străinătate. Regenerol Intim. Regenerează sfera genitală în tratamentul hemoroizilor, indicat și pentru ajutorarea bărbaților. Regenerol Reumatic. Este un regenerator al ligamentelor, tendoanelor și articulațiilor, dând mobilitate, elasticitate și o întindere a întregului organism. Regenerol Tinerețe, Sănătate și Armonie la superlativ. Marca maramureșană pentru maramureșenii de pretutindeni. Farmacia Verde, strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 17. Produs neatestat medical. Acesta este un produs homeopată. Citiți cu atenție prospectul și indicațiile de pe ambalaj. Sunt doctorul Bodnar și vă recomand cu toată competența mea cea mai complexă cremă regeneratoare patent maramureșan, care se cheamă Regenerol. Folosind această cremă zi de zi, veți trăi cu adevărat la superlativ.
Husqvarna lansează campania de primăvară prin Ursa Mare SRL. Vino să te convingi de promoțiile mult așteptate în acest an sub formă de pachete atractive. Pachet gospodar, pachet fermier, pachet cosaj. Tot la Husqvarna găsești la prețuri promoționale gama de cositor Ferrari, accesorii și piese de schimb pentru produsele comercializate, consultanță și servici profesionist. La cumpărături de minim 1000 de lei beneficiați de un cupon de reducere, aplicat pe lângă prețurile promoționale. Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B3, lângă TV Sighet, telefon 0362 415318 sau 0754 556642. Primăvara este mai frumoasă când folosești utilaje de la Husqvarna. Dacă vă aflați într-o clădire în spații comerciale și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, rafturi cu mărfuri, pereți exteriori sau alte obiecte care pot vătăma. Nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Invită pe 13 aprilie de la ora 17 să participați la cea de-a doua ediție a evenimentului Paști în Maramureș. Vino să iei parte la un moment religios, la tradițiile, obiceiurile și bucatele specifice locului în gospodăriile din Muzeul Satului. Credințe și obiceiuri de primăvară, aprinderea focului viu la stâne, basme și legende ale munților, descântece sau practici ezoterice ale locului, toate vor fi reînviate și puse în scenă în mijlocul comunității, într-o locație cu adevărat autentică, Muzeul Satului Maramureșean din Sighetul Marmației. Seara aduce cu sine recitaluri extraordinare. Grupul Iza, ansamblul folcloric Mara, Ștefan și Andrei Petreuș, continuatorii grupului Frații Petreuș, Marinel Petreuș și Gheorghe Pârja, ansamblul folcloric Mugurelul. Hai la joc în sat, pe 13 aprilie, începând cu ora 17, la Muzeul Satului Maramureșan. Paști în Maramureș. Partener media, TV Sighet, Sighet FM, maramedia.ro. Vinzi, cumperi, feliciți. Ai ceva de anunțat? Acum e mult mai simplu. TV Sighet te așteaptă. TV Sighet îți oferă zilnic programul de videotext. Cel mai sigur, simplu și ieftin mod de a-ți face publicitate. Vino la sediul de vânzări TV Sighet, piața 1 decembrie 1918 din Big și pune anunțul tău. TV Sighet te așteaptă cu programul de videotext. Fie că vinzi, cumperi sau feliciți, impactul e garantat. Urmărești un nou videoclip fresh de la artistul tău preferat, recomandat de DJ Mario. În fiecare zi la TV Sighet ai fresh video. Fresh sound music. Exclusiv la TV Sighet.
Cu consilierul local Sighetei vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Domnule Vasile Mih, spuneam 5 proiecte de hotărâre, s-au referit la planul de ordine și siguranță publică a poliției locale a municipiului Sighetul Marmației, unul dintre ele. Și aici, pentru că în ultima vreme colegii mei au reflectat deseori în grupajele informative faptul că există niște elemente, să spun așa, care le spun elemente în ghilimele, desigur, care se ocupă cu distrugeri, de ce nu și chiar pe pietonală am găsit astfel de situații, de ce să nu le menționăm. Și au existat diverse astfel de vandalisme în oraș. V-aș întreba dacă, în calitate de consilier local, ați citit și mai ales mă întreb dacă se regăsește în planul ăsta de ordine și siguranță publică a poliției locale o măsură mai fermă în ceea ce privește astfel de activități. Înțeleg că există o supraveghere a orașului, dar culmea, nu știu cum se face, că întotdeauna actul de vandalism se petrece acolo unde nu se vede, unde camera nu bate, unde nu se poate identifica ce se întâmplă. Și fiind primul proiect pe ordinea de zi, sigur, după ce s-a trecut peste discuția asta cu comisiile, eu am avut senzația că s-a trecut foarte repede și simplu peste planul de ordine și siguranță publică. Mă poate, sigur, dumneavoastră sunteți la Comisia de Buget Finanțe și nu l-ați avizat înainte. Dar mă întreb totuși ce se face concret ca astfel de situații să nu se mai întâmple. Că Comisia de Buget Finanțe votează niște bani, se face pietonala, se pun niște becuri și felinare nu ieftine, vin vandalii care ies de pe la cluburi noaptea, sparg în stânga și în dreapta, plan de ordine și siguranță publică a poliției locale s-a votat pe anul 2015, făptașii nu se găsesc. Cam asta se întâmplă. Da. Sunt foarte multe infracțiuni la care făptașii nu se găsesc. Vor rămâne foarte multe infracțiuni la care făptașii nu se vor găsi. N-ar trebui să îi suspectăm de prostie pe cei care fac acte de vandalism. În mod sigur nu o să fac acest lucru în fața unei camere de la vedere. Pentru asta nu se vedem niciodată decât dacă din întâmplare în fața unei camere de la vedere. Pe de altă parte, aceste comportamente antisociale țin de gradul de civilizație dintr-o comunitate și vor exista oameni și persoane și tineri și cetățeni cu comportamente antisociale în orice fel de comunitate. Există așa ceva și eu spun că 100% nu va fi niciodată eradicat astfel de fenomen. Da. Este foarte dureros, într-adevăr, și este foarte trist când un bun al comunității care are și o valoare mare, este aproape nou, are și o valoare estetică deosebită. Pietonala din Sighetul Marmației a devenit pentru noi sighetenii, a devenit pentru cei din afara Sighetului, pentru noi de sighetenii a devenit un punct de referință. Oamenii își dau întâlnire acolo, cuplurile tinere își fac tot atâtea poze câte făceau pe vremuri la Grădina Morii, pe pietonală. Mă refer la cuplurile de miri, la cuplurile de miri. De asemenea, tinerii se întâlnesc acolo, stau cu plăcere acolo. Asta este. Eu vin, nu e un răspuns care să-mi satisfacă telespectatorul care se duce și vede la un moment dat astfel de acte de vandalism, vede că se... Eu zic că pe bandă s-a votat proiectul ăsta de hotărâre. Că mă întreb, în planul ăsta de ordine și siguranță publică s-a uitat cineva să vadă câte patrule sunt programate noaptea între orele 24 și, nu știu, 5 dimineața, deci, în municipiul Sighetul Marmației, în zonele în care s-au investit miliarde, adică nu 2 lei, că nu vorbim despre o chestiune Eu sunt convins de faptul că polițiștii locali în Sighetul Marmației își fac datoria. Sunt convins de acest lucru. Am avut la Grădina Morii gheretă pentru polițist local care a stat și a păzit obiectivul respectiv. Și cu toate astea s-au întâmplat acte de vandalism și acolo. Da, ele se întâmplă atunci când polițistul local nu este sau se pot în timp întâmpla, ce este acolo? Se pot întâmpla și în timp ce este acolo polițistul local și asta este și o sfidare a autorității. Și se pot întâmpla și atunci când nu este polițistul local acolo. Nu cred că pentru acest lucru trebuie să arătăm cu degetul
mai întâi și mai întâi înspre polițistul local. Nici nu măcar înspre poliția. M-am referit la planul de ordine și siguranță publică înspre... al poliției locale. Sunt convins că lucrurile astea au fost avute în vedere de către conducerea poliției locale Sighetul Marmației. Sunt convins. Este extraordinar de important acea zonă pietonală pentru noi, ca imagine a comunității, să fim preocupați de paza și ordinea ei. Și credeți-mă, dacă nu era și până acum bine supravegheată, lucrurile erau mult mai triste decât sunt acum. Da, un spectator ne spune, există pe respectiva stradă deseori scandaluri, nu se ia nicio măsură. Da. În mod sigur ar trebui să existe o discuție cu cei care gestionează acolo cluburile de noapte. Pentru că elementele cu comportament antisocial, eu cred că de acolo provin. Cred că de acolo ar trebui începută discuția și nu de la faptul că dacă s-a spart o bancă sau dacă cineva a aruncat cu o piatră într-un bec, polițistul local n-a fost prezent acolo și nu și-a făcut treaba. Nici de cum nu trebuie privite lucrurile la modul ăsta. Bun, dar cred că trebuie să existe totuși o monitorizare mai atentă a zonei, dacă tot s-au pus camera în anumite zone. Sunt niște oameni și cred că putem face întrebare înspre conducerea poliției locale Sighetul Marmației, care să ne spună cât timp patrulează pe stradă polițiștii locali și cât timp stau la sediu. Pentru că asta este prevăzută în niște norme și... În planul de ordine și siguranță publică ar trebui exact, să existe da, el. Da. Poate deci pe 2015 este prevăzut în niște norme și lucrurile sunt stabilite așa. Aș vrea să vă spun de la poliția Sighetul Marmației un lucru cumva conexat cu această cu situație pe care mi-ați expus-o. Am avut la noi la școală diverse evenimente, conflicte între copii și așa mai departe. Și la un moment dat am făcut o solicitare în calitate de director, pe vremea când eram director, la poliția Sighetul Marmației să se rezolve un astfel de conflict. E bine, polițistul care se ocupa de asemenea cazuri s-a prezentat la mine după vreo 3 sau 4 zile, după o perioadă relativ lungă de timp. Și n-am înțeles, l-am condamnat. În momentul în care am ajuns la el în birou și mi-a arătat harta Sighetului și mi-a spus că polițiști de proximitate în Sighetul Marmației sunt 3 persoane, am înțeles. Dar la poliția locală nu sunt 3 persoane. La poliția locală nu sunt 3 persoane, să fie 30 și faceți o socoteală de câte ori trece într-o săptămână pe o stradă. Mai angajați. Nu se poate să angajezi pentru că normativul este în funcție de numărul de locuitori. Și am putea face o socoteală și să punem la cap lucrurile și să vedem care sunt într-adevăr limitele. Să știți că polițistul, organul de represiune, nu o să ne ferească niciodată de hoți. De hoți o să ne ferească doar educația. Sunt o altă discuție, dar vandalismele chiar și de locurile chiar centrale și de, ale orașului chiar și de vandali. Deci chiar și de vandali. Să știți că este la fel de grav faptul că pe o stradă de la marginea Sighetului un tânăr sau un bătrân sau o persoană, un cetățean cu comportament antisocial deranjează liniștea după o anumită oră noaptea. Sau, știu eu, face alte lucruri. Este la fel de grav. Eu rămân la părerea mea că cei care sunt acolo la conducere ar trebui să fie foarte atenți privitor la planul ăsta de ordine și siguranță publică și cum se aplică el. Că pe hârtie totul este roz, dar când te duci în teren constat niște lucruri care nu sunt chiar normale. În condiții în care vorba totuși de locuri centrale, revin la ideea aceasta, una e să se întâmple, nu e de dorit nici acolo, dar una e să se întâmple într-un cartier mărginaș unde e cum e și una să fie chiar în buricul timpului. Nu este nicio diferență. Un alt proiect de hotărâre care aș vrea să-l discutăm puțin astăzi și să-l explicăm telespectatorilor care au urmărit ședința de Consiliu Local, acolo unde a existat foarte multe discuții și a luat o pauză pentru vot, a fost cel privitor la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmației în componența Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor legii 550/2002. Și aici aș vrea să vă întreb, domnul Aloiș, dacă puteți să ne spuneți ce face comisia aceasta, cu ce se ocupă ea exact,
poate sigur ar trebui să reiasă din numele acesteia, dar nu știu care sunt dispozițiile legii 550 pe 2002 și ce importanță are comisia asta. L-am văzut și pe domnul primar Ovidiu Nemes vorbind și luând cuvântul pe această temă și chiar era nemulțumit de activitatea comisiei. Vom da imediat sincron, dar să ne spuneți cu ce se ocupă exact sau ce activitate are. Deci comisia respectivă poartă negocieri cu cei care și-au exprimat doleanțele de a cumpăra spațiile comerciale. Da, activitatea, înțeleg că este deseori tergiversată. Să vedem ce spune și primarul municipiului în cadrul ședinței de Consiliu Local pe tema acestei comisii pentru vânzarea spațiilor comerciale. Municipiului Sighet, Omar Mații, Ovidiu Nemes, a atras atenția asupra situației de blocaj înregistrată deseori în activitatea comisiei din motive birocratice invocate de membrii acesteia. Activitatea nevoioasă și tărăgănată a comisiei a condus la numeroase plângeri din partea ofertanților, dar și la lipsa încasărilor la bugetul local din această sursă. Eu aș vrea să spun câteva cuvinte, pentru că e o comisie cu care mi-ar fi plăcut ca executivul să lucreze mai bine și pe viitor chiar cred că se poate face lucrul acesta. Nu pun la îndoială nici bunăvoința celor care au fost până acum în comisie și nu mai sunt. Ci vreau să subliniez un aspect care trenează în comisiile de vânzare de spații de mai mulți ani. Avem situații juridice sigur încurcate în care, care fac imposibilă vânzarea spațiilor Consiliului Local care au fost aprobate înspre vânzare. De asemenea, avem spații cu o situație juridică în clar și pe care comisia niciodată nu le-a mai propus spre vânzare și nu a continuat procedurile. Au existat diverse discuții pe marginea acestei comisii și eu sper ca pe viitor să nu mai existe și cei care își doresc să intre în această comisie să aloce și timpul necesar, astfel încât discuții de genul a favoriza pe cineva cu o amânare a vânzării, cu trenarea în instanță sau soluționarea în instanță, iar mai apoi comisia să nu urmărească firul legal și logic a acestei vânzări, eu aș vrea să nu mai existe, pentru că interesul nostru e acela de a valorifica în interesul municipalității, respectiv a Consiliului Local, dar și cu o deschidere pe care până acum am avut-o față de chiriași și față de cei care își doresc să cumpere aceste spații. A existat tot timpul un dialog, mai puțin în anumite zone, care au dus la blocarea vânzării anumitor spații. S-a înțeles de multe ori, nu din comisie, ci din discuțiile de pe margine, că avocația asta urmăresc până la urmă să câștige bani, indiferent de forma cui, că dacă se contestă acel raport de evaluare făcut de către evaluatori, vor avea și câștig de cauză. Niciodată n-au avut câștig de cauză niciunul dintre cei care au contestat, mai mult și-au pierdut dreptul de preemțiune, acela de a negocia prețul direct cu primăria. Și toate lucrurile acestea ar trebui să fie spuse, aduse public și eu aș ruga această comisie să aibă și o întâlnire cu cei care mai sunt încă chiriași și să aibă o comunicare cât se poate de bună, deschisă și obiectivă. În aceeași măsură, avem asumate anumite vânzări chiar în prevederile bugetare din anul acesta. Și cei care merg acolo ar trebui să vadă lucrurile acestea din prisma angajamentului pe care noi, în întregime, Consiliul Local l-avem făcut. Da, aceasta a fost poziția primarului vis-a-vis de proiectul de hotărâre și de, mă rog, de fapt asupra comisiei s-a referit dânsul mai exact. O comisie în care înțeleg că până să-și dea demisia a fost domnul Sorin Vlașin de la PSD, iar acum a fost nevoie de un nou reprezentant, s-a votat între Anișoara Mihali și Dacian Ghenț. Și în urma votului respectiv, domnul Dacian Ghenț, proaspăt ajuns la PSD de la PDL, a obținut această poziție în cadrul comisiei, prin vot, desigur, majoritar în Consiliul Local, nimic de spus. Ce e important, pe lângă ce a spus primarul, vis-a-vis de această comisie? Are atribuții, înțeleg, în a negocia vânzarea spațiilor
comerciale respective și în același timp bănesc că banii intrând la bugetul local după aceea sunt importanți pentru că se fac investiții din ei. De ce se trăgănează și se atrage atenția asupra acestui fapt? Sau ce se întâmplă practic în această comisie? Cine face parte, în afară, iată, de proaspătul ales Dacian Genz, care sunt convins se va ocupa îndeaproape de subiect? Este mai mult o comisie a primăriei Sighet Marmației și eu cred că ar trebui să descifrăm un pic mesajul primarului. El s-a adresat în egală măsură atât consilierilor cât și angajaților primăriei în această luare de cuvânt. Din comisie fac parte și eu. Din comisie face parte domnul viceprimar și este președintele acestei comisii. La fel cum din comisie face parte șeful biroului spațiu locativ, domnul Marius Erima, face parte doamna Nicoleta Orza, reprezentant al administrației financiare Sighetul Marmației. Mai sunt rezerve, domnul Bărbuș, mai este rezervă doamna Oana Herbil, din câte știu eu. Deci este o comisie care a fost făcută bine, în așa fel încât să fie în orice moment funcțională. Pentru ce spațiile nu sunt scoase la vânzare, este iată o întrebare care în mod sigur răspunsul ei trebuie să pornească din biroul spațiu locativ. Pentru ce se ajunge cu foarte multe vânzări și negocieri în impas, este datorită faptului că nu convine de cele mai multe ori prețul pe care un evaluator independent l-a acordat acelor spații. Foarte puțină lume înțelege că cumpărarea acelui spațiu reprezintă în primul și în primul rând una dintre cele mai, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai serioase și mai valoroase investiții pe care le poți face în Sighetul Marmației. Să cumperi un spațiu în zona zero a orașului, care va rămâne multă vreme zona zero a orașului, este un lucru pe care, dacă într-adevăr ai banii necesari, ar trebui să-l faci. Bun, dar ce ar trebui făcut oare în comisia asta ca să meargă treaba mai bine? Comisia, acum, dacă este Dacian Genz acolo, aveți siguranța ca și consilier local că va merge treaba mult mai bine, că o să fie l-am avut, birocrația eu aș vrea să vă spun următorul lucru. De când sunt eu în comisie, majoritatea negocierilor s-au finalizat cu vânzare. Avem câteva negocieri care s-au finalizat cu refuzul și cu chemare în judecată. Omul când vrea să economisească niște bani, așa cum a spus domnul primar, încearcă să găsească toate tertipurile pentru a scădea din prețul pe care ar trebui să-l plătească. Comisia funcționează într-un cadru legislativ foarte rigid. Noi nu putem să negociem orice preț. Trebuie să negociem un preț nu mai mic decât valoarea pe care a dat-o la acel spațiu un evaluator independent. Acel evaluator independent în mod sigur a luat în calcul și faptul că și locul unde sunt plasate spațiile respective. Dar dacă vă spun că s-a vândut la licitație publică cu strigare un spațiu cu de 3 ori prețul de negociere, o să înțelegeți cât sunt de valoroase acele spații. Cu toate astea, comisia nu privește chiriașii, pentru că legea dă dreptul ăsta, nu îi privește ca și pe niște licitatori. Încearcă o negociere rezonabilă cu ei, bineînțeles, în cadrul oferit de lege. Adică cu un preț rezonabil de referitor, care se pornește de la acea valoare minimă pe care un evaluator independent o dă la acel spațiu. De foarte multe ori se întâmplă să întâlnim chiriași care nu înțeleg acest lucru și apelează la avocați. Și avem blocaje care până la urmă se termină și poate că ar fi mai bine dacă s-ar termina la o licitație publică. Pentru că uite, tot ce s-a scos la licitație publică de regulă s-a vândut și s-a vândut cu valori, cel puțin spațiile comerciale, cu valori frumoase.
Da, suntem foarte aproape de final, avem și câteva întrebări de la telespectatori. Doamna Rita Loiș vă întreabă un telespectator dacă vă veți da demisia. Înțeleg că sunteți angajat la Serviciul Public Urban. Da, sunt angajată încă la Serviciul Public de Gospodărie Urbană, dar cam în 15 zile este termenul prevăzut de lege pentru a-mi da demisia de la acest serviciu. Deci urmează să-mi dau demisia din funcția deținută la serviciul respectiv. Da, asta pentru a vă păstra poziția în Consiliul Local, altfel probabil că va fi incompatibilitate sau știu juriștii mai bine. Domnule Vasile Mih, vă mai întreabă un telespectator, de ce nu s-au demarat lucrările la drumul spre Iapa, cartierul binecunoscut? Astăzi am vorbit cu constructorul. Astăzi am avut o discuție cu constructorul și l-am întrebat același lucru. Și mi-a zis că lucrează. Nu este pe călare de 1 aprilie și vreau să spun, probabil că trebuia să spun la începutul emisiunii, tot ce am spus aici este foarte serios. Este o lucrare extraordinar de mare. Săptămâna trecută, constructorul, la începutul săptămânii trecute, a semnat contractul. Săptămâna trecută și-a făcut și el măsurătorile. Săptămâna asta face aprovizionare. Săptămâna viitoare ar putea să înceapă lucrările de luni, dar asta ar însemna că lucrează 3 zile, după care lasă lucru și pleacă. Asta pentru că sunt sărbătorile. Pentru că sunt sărbătorile. Am promisiunea că în săptămâna imediat următoare sărbătorilor pascale, în săptămâna luminată, vom avea constructorul va începe lucrările. Asta este din discuția pe care am avut-o astăzi cu el. Este încă o dată o lucrare foarte mare. Eu am încredere în constructor, care am mai văzut lucrări efectuate de către dânsul și sunt lucrări serioase și le-a tratat pe toate cu seriozitate. Și sunt convins că până în acest an vom avea finalizată lucrarea și vom avea un covor asfaltic de invidiat la Valea Hotarului și Iapa. Și vom avea de asemenea la fiecare poartă un cămin pentru apă menajeră, pentru apă reziduală menajeră și un cămin pentru apă. Sunt incluse în proiectul de apă de la Iapa și în proiectul de reabilitare a drumului. Da, se pare că cetățenii știu despre acest subiect pentru că ne-au scris pe adresa emisiunii și așteaptă cu nerăbdare să vadă că această promisiune se și concretizează, pentru că s-a discutat foarte mult și la grupajele informative au fost informații că se vor demara lucrările, dar e bine că ați făcut precizarea respectivă. Ne prețează foarte mult timpul, un răspuns foarte scurt, doamna Rita Loiș, vă întreabă un telespectator dacă știți că trebuie să faceți un raport de activitate la finalul mandatului sau, mă rog, când e nevoie. Da, bineînțeles. Sper undeva pe la sfârșitul mandatului meu să pot să-mi prezint cu succes. Da, v-ați stabilit așa niște activități, niște obiective pentru funcția aceasta de consilier local? Da, în primul rând sunt conștientă că trebuie să reprezint interesele comunității și a cetățeanului și, cum am spus și la începutul emisiunii, sper să fac față acestor cerințe și îmi doresc să mă alătur colegilor mei pentru finalizarea proiectelor propuse la începutul mandatului. Da, am și o informație de ultimă oră, apare pe un site o informație cum că mandatul nostru a fost invalidat. Nu am cunoștință de... Dar ce ați face dacă ar fi invalidat și ar se adeverește știrea asta? Sincer, m-ați luat așa pe nepregătite, nu știu. Da, o să verificăm informația asta. Dacă s-a fost invalidat, înseamnă că practic nu mai sunteți consilier local. Trebuie să am dovada invalidării. V-ar părea rău? Cred că într-un fel da.
Da, era o păcălare de 1 aprilie, că mi-a amintit domnul Mih că e 1 aprilie, nu este stat liniștită. Dar până la urmă mă bucur dacă v-ar părea rău, înseamnă că într-adevăr sunteți pregătită pentru comunitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în emisiune și vă mai aștept și cu alte subiecte mulțumesc de la următoarele invitație. Ședințe de Consiliu Local. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Sigur, dezbate tot ce contează s-a întâmplat aici, în platoul emisiunii noastre. O seară frumoasă în continuare. Urmează știrile cu Silviu Lohnean. Rămâneți cu TV Sighet. La revedere! Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. În primul rând, pentru că liderii PSD nu contează la centru. Și în al doilea rând, nu-și dau interes. Eu cred că interesul a fost punctual de a cumpăra primari. Interesul a fost de a promite voturi la centru. Și acum, când nu și-au făcut treaba, centru îi dă deoparte. Discutăm de o comunicare poate mai greșită sau nu chiar foarte fericită. A fost situațiile cu străinătatea, a fost poate greșeli de strategie. Le las, le analizez, le se vor analiza în interiorul Partidului Social Democrat. Vom vedea ce se poate îndrepta, vor fi alegeri, vor fi noi organisme de conducere prin membrii săi și am gătat. Sunteți un candidat, să spunem, pur sânge român cu ESCU, cum ne-am obișnuit până acum. Cum comentați? Acum, eu vă asigur că sunt un cetățean român pur sânge, dacă ați folosit această noțiune. Sigur, sunt etnic german, nu este niciun secret, dar sunt cetățean român și am numai cetățenia română. Nu mi-am dorit și nu voi avea altă cetățenie și cred că ceea ce vrem noi nu este să sortăm oamenii după etnie, ci vrem să avem un român și în acest sens clar că sunt român care conduce România înspre bine. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează cu Gheorghe Paul Stanislo.